Salutare internet, asta e camera de pe Huawei Mate 10 Pro. Cum vedeți, asta e camera frontală. S-a făcut câteva modul portret. Niște poze superbe. Am făcut și poze în mișcare. Hai să trecem și la camera frontală. Foarte ușor de utilizat. La stânga swipe aveți mai diverse moduri. Foto, monocrom, HDR, panorame sau nocturne și cu lumină pe timp de noapte, plus filmarea slow motion sau time lapse, adică încetinirea, și mai multe filtre pe care nu le-am folosit. La dreapta swipe aveți setările pentru foto și video. Dacă dați în sus, aveți modul Pro, unde puteți schimba diverse setări pentru pasiunea de fotografie și mai aveți câteva moduri în partea de sus. Culorile standard, culori vista discrete, poze în mișcare, funcția portret pe care am folosit-o deja pe spate. Acum majoritatea pozelor le veți face în modul auto. Și încă ceva care îmi place, zoomul nu este optic, e digital, dar aveți zoom 2x fără pierderea calității imaginii. Este scot modul portret, da? Deci asta e poza normală. Poza cu zoom. Hai să-i facem și două poze. Una, două. Hai să le vedem în galerie. Da? Deci poza normală. Și poza cu zoom. Încă ceva pe partea de filmare. Aveți până la 20 de megapixeli. Sunt două camere pe spate cu deschidere F1 6 și camera din față cu deschidere 2.0. Iar pe modul video, am uitat să dau o secundă, intrăm înapoi. Pe modul video puteți filma până la 4K 30fps sau până la Full HD 60fps. Cam asta e camera, dacă aveți întrebări, dați un semn. A, și încă ceva, cum tot mi-am amintit, focalizarea foarte rapidă. Practic folosește acea inteligență artificială pentru a detecta diverse peisaje și a adapta setările camerei în funcție de fotografii. O zi faină să aveți!